Potriva voinței părinților. Ca urmare, se naște o oponență puternică din partea părinților, chiar cu lacrimi și cu multă aprindere. La fel se întâmplă uneori în cazul celor ce se rețin de la carne. Părinții sunt pur și simplu lezați, jigniți că proprii copii refuză eforturile lor de a le oferi o mâncare bună. Este aceasta o necinstire a părinților? Să nu mai țină tinerii post dacă nu-s de acord părinții? În sfârșit, până unde se poate întinde măsura aceasta? Dragă, nu se poate spune că îți necinstești părinții când nu-i asculți în chestiuni care sunt mai presus de părinți, la dreptul vorbind. Cinstirea părinților nu înseamnă totala supunere față de părinți. Domnul Hristos are cuvântul, cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiul sau pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cel ce nu și-a crucea ca să-mi urmeze nu este vrednic de mine. Sunt și situații în care părinții trebuie să înțeleagă o atitudine a copiilor, ar putea și copiii de multe ori să fie mai maleabili, dar în orice caz nu renunțând la post. Ceea ce privește nemâncarea de carne, asta e o chestiune facultativă, nu este o chestiune care trebuie neapărat urmărită. Totuși, dacă cineva își propune să aibă și această înfrânare, poate să o aibă. Să trebuie să găsească modalitatea să-și convingă părinții sau cel puțin după o vreme o să ajungă și ei, dacă vor ajunge. Pentru că, la drept vorbind, nu copiii îi chinuiesc pe părinți, ci părinții se chinuiesc pentru că nu știu cum să se raporteze la copiii care sunt mai buni decât ei. În același sens, părinte, în ce măsură calcă cineva porunca cinstirii părinților dacă se călugărește fără voia părinților? Călugăria, în general, nu este înțeleasă de oameni care nu au o religiozitate deosebită. Sunt puțini părinții care își doresc ca copiii lor să fie călugări. Și atunci nu s-ar putea zice că numai atunci poți să te faci călugăr când părinții sunt de acord cu asta, pentru că părinții de multe ori nu pot să fie de acord. Până la urmă, acceptă o situație, dar nu o doresc. Și în cazul acesta, urmând lui Dumnezeu, ai putea zice că ești pe o treaptă superioară, nu se mai pune problema cinstirii părinților, pentru că nu necinstindu-i pleci, ci îi cinstești prin faptul că ești călugăr. Faptul de a fi călugăr e o cinste care se răsfrânge. Și asupra părinților, părinții, chiar dacă nu înțeleg lucrul acesta, ei sunt cinstiți ca părinți ai unui călugăr. Nu se face dintr-o răzvrătire. Pornirea la călugărie nu se face dintr-o oponență față de părinți, ci se face dintr-o apropiere față de Dumnezeu, dintr-o râvnă pentru Dumnezeu. Și în cazul acesta, părinții nu mai pot fi implicați, în orice caz nu mai trebuie să fie socotiți ca o piedică. Undeva se spune în psalm, ascultă fiică și vezi și pleacă urechea ta și uită pe poporul tău și casa părintelui tău. Asta pare un cuvânt care nu s-ar potrivi cu ceea ce vrea Dumnezeu, care poruncește, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Însă, când e vorba de lucruri superioare relațiilor părinți-copii, e vorba de lucruri superioare în sensul că sunt relații Dumnezeu-om, acolo cred că nu mai e cazul să se aibă în vedere relația a doua în loc de relația prima, adică relația Dumnezeu-om. Până la urmă, îi va liniști Dumnezeu și pe părinți și dacă nu, își vor duce greutatea pe care le-o dă nu copilul care se duce la călugărie, ci lipsa lor de interes pentru călugărie. Părinte, cum poate fi privit regretul călugărului că nu și-a îngrijit părinții la bătrânețe, pe patul de moarte, de exemplu? Ce poate cauza un astfel de regret? Neîmplinirea desăvârșirii urmărite în monahism sau cerința obiectivă a cinstirii părinților? Dacă sunt atâția oameni care, fără să fie călugări, nu sunt în situația de a-i putea îngriji pe părinți pe patul de moarte. Sunt atâția oameni care nu pot să îngrijească pe copii care nu pot să îngrijească pe părinți la bătrânețe, fără să fie călugări. Așa încât cred că nu se pune problema aceasta. Dumnezeu, până la urmă, trebuie să găsească modalitatea
ca să fie îngrijiți și părinții care au copii călugări și care nu se mai pot îngriji de ei. Poate fi regretul acesta asemănat cu o vale a plângere de care vorbește basmul Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Nu cred că poate să fie asemănată. Dacă ești hotărât pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu dă nemulțumire, Dumnezeu dă mulțumire, găsește totdeauna modalitatea să se împlinească toate, numai că noi nu avem destulă încredere în Dumnezeu când ne hotărâm pentru Dumnezeu. Chiar și când ne hotărâm pentru Dumnezeu. Sunt mulți călugări care, de fapt, sunt improvizați în călugărie și atunci, sigur că aceia pot avea și nemulțumiri, și reproșuri, și frământări, nu numai pentru părăsirea părinților, ci chiar pentru părăsirea lumii, chiar pentru o viață care nu e conformă cu ceea ce se cere călugărului, împrăștierea care țină de nehotărârea, oscilația aceasta între Dumnezeu și om. Când odată ești hotărât pentru Dumnezeu și ești copleșită de Dumnezeu, când te uimești de Dumnezeu, ajungi să te uimești și de purtarea de grijă pe care o are Dumnezeu față de cei lăsați de tine în urmă. Pentru că la cârma vieții nu-i omul, ci Dumnezeu. Și dacă credem în Dumnezeu, atunci credem și în intervenția lui Dumnezeu, acolo unde trebuie să se intervină și moral și material. Părinte, mulți tineri sunt chinuiți de întrebări în legătură cu drumul pe care l-au de ales și de multe ori consultă pe diferiți duhovnici, care le explică că importantă este apropierea de Dumnezeu vis-a-vis de călugărie sau căsătorie și le recomandă rugăciunea zicând, lasă să se facă voia lui Dumnezeu. Deci am putea deduce că există o voia lui Dumnezeu ca unii căsătorindu-se să aibă copii, iar alții să se facă monah? Da! Ar putea să fie, pentru că Dumnezeu are nevoie și de oameni căsătoriți, are nevoie și de oameni dezlipiți de lumea aceasta. Important este să-ți găsești tu locul, să simți tu ce vrea Dumnezeu cu tine, sau în momentul în care te-ai hotărât pentru o cale, să nu mai consideri că mai exista pentru tine și altă cale, iar calea pe care ți-o alegi, să-ți o alegi cu entuziasm cuvenit, adică să nu te căsătorești cu probabilitate, nici să te faci călugăr cu probabilitate, ci să fii sigur că asta ți-e calea și atunci nu se mai discută posibilitatea de altă cale sau că Dumnezeu ar fi avut alt plan cu tine. Noi nu știm sigur ce vrea Dumnezeu cu noi, dar știm ce putem face noi într-o condiție sau alta. Și dacă facem invers, nu se va repercuta asta? Nu se va repercuta, pentru că Dumnezeu nu este o cantitate neglijabilă sau nu e absent în viața noastră, ci este prezent și fiind prezent și El își face, să zicem așa, datoria când e vorba de un om care pentru Dumnezeu și-a ales una sau alta din căile pe care le-au avut în față. Părinte, pentru o persoană care se hotărăște sincer să facă voia lui Dumnezeu, apare necesară cunoașterea acestei voi. Deci, aflându-se în lume, el trebuie să discearnă între ispite de tot felul și părelnice lucruri bune și în dorința de a cunoaște printre atâtea gânduri voia mântuitoare a lui Dumnezeu, mai întâi va trebui să se debaraseze de patimi. Adică să se supună, printre altele, unei lucrări pe care părinții bisericii o recomandă special monahilor. Da. Deci, practic, drumul ar trece prin călugărie. Da. Eu așa și zic, cineva care vrea să se facă călugăr, e bine să trăiască călugăria acolo unde se găsește până când ajunge să se ducă la mănăstire, adică să fii călugăr. Dacă ești student, să fii cum ar fi un călugăr student. Dacă ești muncitor, să fii cum ar fi un călugăr muncitor, adică să îți faci datoria în condițiile călugăriei. Și dacă va fi să ajungi la călugărie, ți-ai pregătit călugăria, iar dacă va fi să ajungi la căsătorie, ți-ai pregătit și căsătoria prin viața superioară pe care ai dus-o înainte de căsătorie. Părinte, important este să ajungi tu personal să simți care îți este rostul, adică până când nu ești hotărât ce ai de făcut, faci ce poți face în condițiile tale. Este verosimil ca Dumnezeu, luminând pe omul curățit de patim, să dorească omul să, în inima, deci să simtă în inima lui dorința de a se căsători? Da,
de ce nu? Pentru că căsătoria, de fapt, este o chestiune a firii și omul nu se lapădă de fire nici când s-a ce călugăr, ci are posibilitatea să depășească firea, dar firea rămâne fire și atunci poți să dorești să te căsătorești și să alegi între căsătorie și călugărie, călugăria, poți să ai numai o direcție, să alegi călugăria pentru că nu poți alege căsătoria, depinde de, asta depinde de om, nu se știe niciodată ce anume are în sine omul care se hotărăște pentru una sau pentru alta. Important este când ai de ales să alegi și când ai ales să știi de ce ai ales și să nu mai alegi altceva. Părinte, cum se poate ca Dumnezeu, fiind un Dumnezeu gelos, să vrea să împartă pe robul său cu o femeie? După nu se pune problema aceasta, pentru că nu se împarte cu o femeie, ci cei doi se unesc ca să fie una în slujirea lui Dumnezeu. Nu se poate zice că cineva care se căsătorește împarte ceva, ci își alege o altă direcție. În legătură cu cuvântul pe care Domnul Hristos îl spune tânărului bogat și pe care Sfânt Ioan Scăraru îl analizează și deduce că fecioria este un dar adus lui Dumnezeu, că Mântuitorul spune, dacă vrei să fii desăvârșit, vinde tot ce ai și urmează mie. În ultimă instanță se poate spune că tot omul decide, dacă Dumnezeu îi spune, dacă vrei. Păi da, bineînțeles. Deci cum rămâne să se facă voia lui Dumnezeu atunci? Dumnezeu nu desfințează voia omului. Da. Dacă vrei să fii desăvârșit, vinzi tot ce ai, dacă vrei să intri în viață, da, trăiești în condițiile în care trăiesc toți care slujesc lui Dumnezeu. Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu a venit ca să facă pe oameni călugă. Da. A venit să-i mântuiască pe oameni. Ori mântuirea se realizează și în călugărie și în afară de călugărie. Când am venit eu prima dată aici la mănăstire, Dumnezeu să-l odihnească pe părintele Arsenie, i-am spus că am venit, că vreau să mă fac călugăr. Și părintele zice, să știi că nu toți cei din lume se prăpădesc, nici toți cei din mănăstire se mântuiesc. Da, părinte, dar nu putem privi alegerea căsătoriei cu bună cunoștință, că ar fi o osândire, ca să zic așa, la nedesăvârșire? Nu este, pentru că există și o desăvârșire în căsătorie. Nu există o exclusivitate când e vorba de desăvârșire. Călugării se desăvârșesc și mirenii nu se desăvârșesc. Se desăvârșesc și călugării și mirenii. Fiecare se desăvârșește în calea lui. Numai că unii au mai multe obstacole, au mai multe piedici și alții au o cale mai lină cumva în urcușul duhovnicesc. Dar adevărul este și acum noi trebuie să ne raportăm exact la situație, adică nu la teorii de situații, ci la situații. Adevărul este că în viața călugărească sunt foarte mulți improvizați. De ce? Pentru că mulți nici nu știu ce fac când se fac călugări și după aceea nu știu nici ce au făcut, măcar după aceea când au început să meargă pe o altă cale și încearcă un amestec între călugărie și mirenie și cred că pot să își completeze lipsurile duhovnicești cu împliniri materiale, pot să găsească modalitatea, fiind în mănăstire, să mai caute și ceva din lumea asta și în cazul acesta e o improvizație și improvizațiile nu duc unde trebuie, așa că rămân mulți improvizați toată viața și numai Dumnezeu știe cum în cele din urmă va hotărâ asupra unor ca aceștia. În afară de asta sunt oameni care, de exemplu, se duc de la căsătorie la mănăstire pe motivul că nu numai că nu s-au împlinit în căsătorie, dar au pierdut liniștea în căsătorie, s-au căsătorit cu persoane care nu i-au odihnit, care nu i-au ridicat și care i-au scăzut, care au provocat nemulțumiri. Sunt cazuri în care elementele soții, soție nu reușesc să ajungă la un numitor comun, se ceartă, se bruschează, se bate și așa mai departe și atunci omul zice, dă-mi colo de lume, vă duc la mănăstire și vă las pe toți. Și atunci ăsta o realiza ceva pentru Dumnezeu? Nu a realizat nimica pentru Dumnezeu, a realizat ceva pentru sine.
Aici la noi la mănăstire au fost cazuri din astea și sunt și acum cazuri de oameni care s-au plictisit de lumea asta și au venit la mănăstire. Ei, ce i-o dat ăla lui Dumnezeu? Da, Sfântul Ioan Scăraru spune că nici nu poate avea un om căsătorit în credințarea mântuirii decât pe patul de moarte. Bine, asta este, da. Asta este o părere, să știi că și sfinții pot avea păreri. Da, da, da. Nu se poate zice că gata, pe patul de moarte ești mântuit și dacă nu ești pe patul de moarte nu ești mântuit. Păi nu se știe niciodată. Da. Femeia se naște prin, se mântuiește prin naștere de prunci, nu prin moarte, ci prin naștere de prunci. Când e nașterea? Când mori? Da. Sunt niște lucruri care trebuie gândite într-o altă perspectivă. Nu înseamnă că acum gata, dacă o să spun eu, Scărarul, gata, asta e și de asta ne ține și fără asta nu se poate, că doar e un sfânt, că nu știu ce. Uite, și un sfânt poate avea o părere care nu e exactă privită obiectiv. Adică de ce numai pe patul de moarte? Pe așa, și că nu că numai pe patul de moarte poate să fie sigur de mântuire. De aia se spune că sfinții, că moartea este pentru sfinți naștere la viață veșnică. În realitate, nașterea e un moment pregătit de un proces. Nu se poate naște un copil în momentul zămislirii. Toată viața este o viață care se trăiește în vederea mântuirii, în vederea desăvârșirii, în vederea îndumnezeirii, fiecare la măsurile la care poate ajunge. Nu trebuie să facem performanțe și să ne gândim că asta și asta. Important este să fim pe cale bună și să avem conștiința că stăm în fața lui Dumnezeu și că nu noi ne mântuim, ci Dumnezeu ne mântuiește și să căutăm o împlinire prin Dumnezeu. Și în cazul acesta ai încredințarea că Dumnezeu te mântuiește nu în clipa morții, ci în toate clipele în care te angajezi pentru Dumnezeu. Părinte, în ce măsură totuși scade pe soț sau nu scade relația intimă în scopul nașterii de copii, dacă tot zicem, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea? Bine, asta este o raportare la păcatul strămoșesc. Noi nu putem duce lucrurile la extrem, că așa au făcut gnosticii, de exemplu, au zis că materia trebuie distrusă, nu trebuie înmulțită, și pentru că materia e rea și căsătoria e rea pentru că înmulțește materia, trupul materia și așa mai departe. Astea nu sunt concepții ale bisericii. Noi zicem că la temelie existenții noastre este ceva care nu ne favorizează. Dar nu s-ar putea zice lucrul ăsta, pentru că Dumnezeu, până la urmă, actul acesta sexual, care este totuși un act fizic, îl ridică. De ce îl folosește Dumnezeu atunci pentru concepere, dacă e scăzut ca act? Nu putem susține lucrul acesta, adică putem să susținem numai într-o anumită perspectivă, dar perspectiva asta nu este perspectivă reală, adică Dumnezeu folosește o insuficiență a omului, o coborâre a omului pentru a crea el existența umană. Nu se poate spune lucrul ăsta, dacă se pune problema aceasta. Se poate spune altceva, și anume că actele sexuale care nu urmăresc și nașterea de fii ar fi cu scădere, dar nici în acest caz nu poți să te menții pe poziția aceasta mult și bine, pentru că e într-adevăr o insuficiență a omului. Cei care au făcut rânduielele acestea cu moartea și joia și nu știu ce, și nu la sărbători și nu în poș, așa mai departe, au vrut să ridice pe om mai presus de sine, însă ei, în realitate, ca oameni necăsătoriți, au făcut program oamenilor căsătoriți. Ori lucrul acesta nu se poate realiza, nici ei poate căsătoriți fiind, nu puteau realiza lucruri pe care ei nu le-au experimentat sau au alte condiții decât condițiile obișnuite ale omului. Și așa că, până la urmă, lucrurile trebuie gândite într-o altă perspectivă, decât că toate scădere, poate să fie, poate să nu fie scădere, poate să fie o ridicare. Faptul acesta că te angajezi la aducerea în lume a unui copil sau copiilor, lucrul acesta te face colaborator cu Dumnezeu, și dacă te face colaborator cu Dumnezeu, îl mai poți socoti inferior? Părinte, dacă doi soți sunt cât se poate de îmbisericiți, evident botezați, deci da, păcatul strămoșesc curățit, da, au un copil, acesta în mod necesar trebuie botezat.
Da. Deși părinții nu au păcatul... Dacă nu există posibilitatea de a înțelege niște lucruri mai presus de noi. Noi știm, teoria aceasta este că fiecare om se naște cu păcatul strămoșesc. E firească întrebarea, la măsura înțelegerii noastre, cum cineva curățit de păcatul strămoșesc mai poate transmite păcatul strămoșesc. Da. E firească întrebarea, dar nu există și rezolvarea. Da, părinte. Nil Ascetum Filocalia, volumul 1, citând din Deuteronom, capitolul 25, deduce că atingerea părților rușinoase sau cugetarea la ele întinează. Și completează că cele ce ajută la naștere arată creatura. Și întrebarea ar fi tot în ce privește gnosticii, dacă într-adevăr o scădere sau... Nu este o scădere. Da. Nu există nimic în trup omenesc care să fie întinat, să fie prin sine scăzut. Și organul sexual al bărbatului sau al femeii și ochiul e pe același plan din punct de vedere creatura. Nu se poate spune că asta e spurcat și asta e curat. Nu există. Deci, în momentul în care cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, nu-i vorba de spurcăciune. E vorba de întinare prin gândirea care o poți avea. De exemplu, se recomandă călugărilor să nu-și privească trupul și mai ales părțile ascunse ale trupului. De ce? Ca să nu se excite, adică să aibă un mijloc de înălăturarea a unor porniri care la ei sunt vinovate. Dar asta nu înseamnă că, de exemplu, soțul și soția nu se pot bucura chiar și de ceea ce se pare scăzut. Pentru că nu e nimic scăzut. Citeam undeva într-o carte de sexologie că cei care se rușinează când au un act sexual, sting lumina și așa mai departe, în fond greșesc. Era o părere a unui laic în chestiunea aceasta, pentru că omul trebuie să se reverse în fond în actele sexuale, nu? Să se jeneze și vai de mine că iar am făcut un rău, și vai de mine că iar am făcut păcat, și vai de mine că n-ar mai fi trebuit și așa mai departe. Astea sunt lucruri care trebuie să ridice ființa umană, nu trebuie să o scadă. Animalele, de exemplu, care și ele se împreună, n-au o jenă, o pudoare, o fac și în fața... O fac oriunde, nu? Oamenii au o jenă, nu pentru că e jenă, ci pentru că e o intimitate care nu e publică. Da, dar asta nu înseamnă că gata, trebuie să te desfințezi sau că te-ai desfințat pe tine însuți. Da, unul care s-a făgăduit la călugărie și care trăiește viața călugărească, sigur că nu trebuie să aibă relații intime și să se uite și sau de exemplu, homosexuale, să se desfăteze de unul de celălalt sau cei care... au porniri din astea nefirești sau, de exemplu, se mai există o pudoare în fața sexualității când e vorba de oameni care încă nu sunt căsătoriți și se consideră că cei care căsătoriți au dreptul la legătura sexuală și așa mai departe, pentru că, de fapt, sunt stadii și stadii și oamenii trebuie să se pregătească și trebuie să aibă o reținere, o jenă, adică să nu fie chestiunea aceasta o chestiune fără limite, fără margini. Da. Problema s-ar fi pus nu în sensul că ar fi necurat, ci dacă n-ar fi fost mai bine ca să aibă grijă în viziunea Sfântului Ioan Scăraru de desăvârșirea proprie. Lasă-mă mai cu Sfântul Ioan Scăraru. Sfântul Ioan Scăraru a scris pentru călugări, nu a scris pentru alții. Da, e adevărat. Așa că pe Sfântul Ioan Scăraru, cum a zis, era aici un preot la noi, de canon. Și când îi spuneam ceva din pateric, zice, lasă-mă cu ălea, zicea, că ălea sunt pentru dumneata, că dumneata ești călugăr. Adevărul este că scara nu e pentru miren. Scara e scrisă de un călugăr pentru călugăr. Și sigur că tot ce e scris în scară pentru călugăr e valabil. Da. Dar nu e valabil pentru ceilalți. Nu se poate orienta cineva după scară în chestiuni de sexualitate, de pildă, dacă el e căsătorit. Chiar spune în scara, Sfântul Ioan Scăraru, în cuvântul 2, capitolul 5, se poate privi cu nepăsare cei din lume, din mândrie, se pot privi cu nepăsare cei din lume, din mândrie și se pot defăima când nu sunt de față pentru a scăpa de deznădejde și a dobândi nădejdea. Cum adică? Nu știu.
Nu-mi dau seama, mi se pare confuză treaba, ia să mai zicem o dată. Deci, se pot privi cu nepăsare cei din lume din mândrie. Cine se privesc? Ei unii pe alții? Nu, călugării se privească pe mine. Călugării se-i privească pe mireni din mândrie? Da. Da, că ei sunt mai presus da. De aia. Da, 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 da. Dar nu sunt mai presus, au altă cale. Dar zice că și se pot defăima că nu sunt de față pentru a scăpa de deznădejde, adică... Adică tu călugări fiind să-i defaimi, să zici, a, băi, nu, da, da, da. Nu-i ca mine, lasă-i încolo, că scăzuți, că se culcă unii cu alții, da, 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 da. Da. Nu, băi, nu e o perspectivă reală și bună, eu... Mă rog, poate am interpretat greșit. Mă rog, dar indiferent cum este, adică noi n-avem nevoie, n-avem voie, să îi defăimăm pe cineva pentru că duc da. O altă viață pe care, de fapt, biserica o binecuvintează, Dumnezeu o binecuvintează. Păi Dumnezeu o binecuvântat sexualitatea prin însăși creierea omului așa cum este, bărbat și femeie. Da. Nu, după aceea, că dacă e vorba să aducem argumente, da. Biserica binecuvintează căsătoria cu sexualitate, cu tot. Da, sigur că da. Nu binecuvintează... ca și când ar fi doi care acum au spus că să facă lugări și vor trăi în viață comună, da, de căsătorie. Da, 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 nu e așa, domnule. Viața în afară de, adică în căsătorie cu tendințe din acestea de necăsătorie, da. E de fapt o caricatură de căsătorie. Da, și de, și de călugărie. Și de călugărie. Nu e nici călugărie, nici căsătorie. Așa. Biserica zice, ca să vadă ei... să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor. E o datorie a celor care se căsătoresc să aibă familie și nu un copil și să se uite după aceea la el că ce știu eu, ce că... Nu, domnule, ale, un copil, dacă poți avea mai mulți copii și ai un copil, ai un idol, n-ai un copil. Da. Chiar este un canon care spune că feciorii, cel care feciorește pentru Domnul și de faimă căsătoria să fie anatema. Da, la asta da. Se referă. Poate. Da. Na, revenind la alt subiect. Părinte, spuneți că în călugărie sunt cei mai mulți ratați și că în călugărie trebuie să intre oameni de excepție. Ce înseamnă om de excepție? Înseamnă un om care nu se joacă cu viața lui, un om care știe ce-i călugăria, știe ce-o lăsa și ce-o găsit și care nu mai poate fi clintit din calea călugăriei. Adică oameni, nu oamenii din ăștia cu lipsuri, pentru că în mănăstiri sunt foarte mulți oameni cu lipsuri. Lipsuri fizice, lipsuri psihice, da. Oameni fără cultură, fără dorință de cultură, oameni care nu s-ar fi putut descurca în viața comună și așa mai departe. Da. Ori ăștia niciodată nu o să fie niște călugări buni, o să fie niște improvizați și niște domiciliați la mănăstire. Și dacă te duci prin mănăstiri și cercetezi, poți constata mulți din ăștia care nu sunt nici de căsătorie, nici de călugărie. Ăștia nu înaintează, ăștia nu sunt oameni de excepție. Un om de excepție este un om care ar fi putut face față și în căsătorie și care nu e refugiat la mănăstire. Da, părinte. Dar poate să creadă cineva despre sine că este om de excepție? Poate. Da? Da, poate. Dacă este, poate, pentru că smerenia nu înseamnă să negi niște lucruri care e sigur că le ai. Da. Adică, general, omul când se duce la mănăstire, nu se gândește că e de excepție sau nu e de excepție. Dar numai oamenii de excepție pot duce o viață mai presus de obișnuit. V-a cerut vreodată cineva, vreun ucenic, părerea, în sensul că dacă e de excepție sau nu? Nu. Nu mi-a cerut. Da. Poate că nici n-aș fi putut să-i spun dacă e vorba până la urmă, pentru da. Că el trebuie să știe mai bine decât mine dacă e sau nu e de excepție. Dar în orice caz, un om care poate să facă niște lucruri care să-l recomandă, de exemplu, a făcut o facultate, deja e nădejde că nu e unul de rând, nu? După aceea faptul că poate să renunțe la anumite lucruri, poate să ducă, să țină un post, poate să țină, să facă o rugăciune, poate să meargă la biserică și așa mai departe, asta arată că nu e un oarecare, ci e un om care se scoate în evidență, se evidențiază prin ceva, nu că vrea el să se evidențieze. Și atunci poți să zici că e om de excepție, pentru că sunt unii oameni, de exemplu, care fac niște lucruri obișnuite, dar dacă le cer mai mult decât fac ei, atunci nu mai pot face și în călugărie trebuie să faci niște lucruri care sunt mai presus de tine.
Deci, părinte, în ultim, deci ca o concluzie, există vocație monahală? Există. Da. Există.